Am luat nu doar decizia să mă căsătoresc, dar m-am căsătorit și sunt fericit și vreau foarte mult ca toți cetățenii Republicii Moldova să fie fericiți. Când v-ați căsătorit? În primul rând, eu vreau ca să mai spun încă o dată faptul că sunt fericit. Ne vă felicităm mult, propriu. Da, mulțumesc și încă o dată vreau să doresc tuturor să fie fericiți. Ne-am căsătorit de curând. Căsătoria a avut loc în cercul familiei, a celor mai apropiați prieteni și ca să nu fie foarte multe speculații, naș de cununie sunt sora mea și cumnatul meu, cărora le mulțumesc că au acceptat acest rol important pentru noi și sper și pentru ei și sper încă o dată să avem parte de noroc în primul rând în viață și de sănătate. Eu cred că cel mai important lucru ține de acest jurământ care l-am dat unul altuia și să avem viață lungă și fericită.